Secția de pediatrie a Spitalului Județean din Giurgiu este aproape plină de copii care necesită îngrijiri medicale din cauza virozei de toamnă. Numărul mare de copii răciți nu este o surpriză pentru medicii de la pediatrie. Zilnic, cel puțin 8 cazuri noi de viroză vin la spital pentru consultații. În fiecare toamnă, copiii se îmbolnăvesc din cauza schimbărilor de temperatură. Dacă nu sunt protejați corespunzător, pot suferi tot felul de afecțiuni. În unele cazuri, tratamentul la domiciliu ar fi suficient pentru a învinge boala, dar sunt o serie de situații în care părinții trebuie să se prezinte de urgență la spital. Este sezonul virozelor și cam ciclic, așa odată la 3-4 ani, datorită tulpinilor virale care se selectează. Avem o patologie anul ăsta puțin deosebită de anul trecut, și anume bronșolite la copiii sub un an. Ei sunt cei mai afectați. Avem și o epidemie de rubeolă, rujeolă, care este la debut, așa, prin contacte dintre ei, și infecții acute de căi respiratorii. Medicul pediatru Elisabeta Bene spune că în acest moment în Giurgiu nu se poate vorbi despre o epidemie, însă numărul copiilor cu probleme respiratorii a crescut față de luna trecută. Zilnic sunt internați 7-8 copii cu afecțiuni respiratorii, febră, tuse și chiar vărsături. În general, luna trecută am făcut 4-5 internări pe zi, iar luna asta avem în jur de 7-8 internări pe zi, exceptând și spitalizările de zi, care sunt cam 300 pe lună, și care includ tot așa afecțiuni de tip respirator, cu febră, tuse, vărsături, disconfort digestiv. În acest moment, în secția de pediatrie sunt internați 34 de copii la o capacitate de 38 de paturi, cât are secția. Pentru situațiile neprevăzute, la pediatrie se asigură și câteva paturi pentru a izola și alte patologii cu care se prezintă copiii. Pentru combaterea virozelor, medicii recomandă evitarea zonelor aglomerate, însă de cele mai multe ori școlarii merg la cursuri răciți și în felul acesta expunerea este mult mai mare. Teoretic nu este numai responsabilitatea părinților, este și responsabilitatea, să zicem, a profesorului sau a dirigintei, ca să trimită copilul acasă, și noi avem așa ceva, pentru că părinții spun: m-a trimis doamna profesoară acasă că e bolnav copilul. Și responsabilitatea medicului școlar, dacă există medic școlar, dar sunt destul de puțin și poate și din cauza asta la capătul ăsta stăm prost. Respectarea unui regim de viață sănătos, o alimentație bogată în proteine, legume și fructe, odihnă și mișcare. Acestea sunt esențiale pentru menținerea unui corp sănătos. Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că medicii recomandă vaccinarea obligatorie a bebelușilor și pe cea antigripală a școlarilor.